Novele Dâmbovițeană zguduie politica românească. Un deputat este acuzat că și-a dat soția afară din casă, cu tot cu copil. Tot el, unul dintre cei mai bogați aleși, ar fi înșelat-o, apoi a lăsat-o pe drumuri, fără bani și fără haine. Femeia ne-a povestit cu lacrimi în ochi cum soțul ei a schimbat iala fără să o anunțe. Nu-i nimeni se vale. De două săptămâni, Roxana bate la uși închise. Fără niciun cuvânt, soțul ei, unul dintre cei mai bogați deputați, a schimbat iala și s-a încuiat în apartamentul pe care l-au împărțit timp de 8 ani. Pe ea a lăsat-o pe din afară, cu tot cu copil. Ne-a aruncat în prag de sărbători, ne-a făcut cadou, din păcate un cadou urât, să ne lase pe drumuri. În ziua în care a găsit iala de la ușă schimbată, Roxana a chemat poliția. Fratele ei a venit și el s-o susțină, dar a fost întâmpinat cu pumnii. Am fost pur și simplu bruscat de către domnul deputat. M-a amenințat atât pe mine cât și familia mea că le va rupe picioarele. Cumnatul deputatului a depus plângere la poliție, iar Roxana s-a refugiat la prieteni. Din apartament nu a apucat să recupereze nimic. Nu avem haine, nici copilul, nici eu. Nu avem bani, pentru că salariul și banii mei erau în casă. E sfârșitul dramatic al unei povești de dragoste de un deceniu. Ruptura s-a produs încă de anul trecut, după ce un detectiv particular angajat de Roxana a scos la iveală un amantlâc dramatic. Deputatul s-ar fi încurcat cu o femeie care are 2 copii. A recunoscut-o? Da, i-am spus că am dovezi în acest sens, iar el mi-a răspuns, asta ai căutat, asta ai găsit. Când Roxana i-a cerut divorțul, deputatul a dat-o afară din căminul conjugal, iar copilului său i-a tăiat toate fondurile, deși nu duce lipsă de bani. Terenul de peste 100.000 de metri pătrați pe care deputatul îl deține aici la Frumușani reprezintă doar o mică parte din averea sa fabuloasă. El mai are 5 apartamente și o vilă în București, 2 case de vacanță în Florida, conturi de peste 3 milioane de euro, obiecte de artă, ceasuri și bijuterii. Este unul dintre cei mai bogați parlamentari. Soția lui încearcă zadarnic să redeschidă ușa căminului conjugal de dragul fiului său. Este copilul nostru și ar trebui să facem mult mai multe împreună pentru el. Contactat, deputatul nu a dorit să comenteze acuzațiile.